Domnul începem seria de comunicări cu domnul Eduard Cantelian. Vă rog să vă prezentați prima dată. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt prima dată cu adevărat în Timișoara. Sunt foarte recunoscător că pot să fiu aici, mai ales dat fiind că este locația de unde a început Revoluția Română. Despre mine câteva cuvinte. O să încerc să improvizez totul pe românește, cu toate că eu nu predau în românește. Însă m-am născut la București și vorbesc în continuare limba română. Acasă, cu familia mea în Germania. Sunt, cum am spus, născut la București. Tatăl meu este armean, mama mea este româncă și germană. Am plecat la începutul anilor 80, deci n-am mai prins anii cei mai grei ai dictaturii ceaușiste. Am plecat ca copil din România în Germania. Mai târziu mi-am făcut studiile de filozofie la două universități germane. Mai departe mi-am făcut doctoratul în Anglia și acum sunt profesor de filozofie la o universitate engleză, University of Kent, în Canterbury, și fac naveta între Anglia și Bruxelles, unde stau cu soția mea și cu un copil. Aș dori să încep printr-o mică anecdotă. Și anume, când am sosit la Universitatea din Kent în 2011, când mi-am început postul, am făcut cunoștință cu un profesor care între timp e la pensie, care este specialist în filozofia lui Marx. Și am stat cu el de vorbă despre acest subiect și printre altele eu le-am spus lui: înțeleg că vă interesează filozofia lui Marx și asta este un lucru justificat. O parte din filozofia lui Marx este în continuare interesantă și importantă. Nu este subiectul meu preferat, dar înțeleg alții care vor să o studieze. Pe de altă parte, dumneavoastră credeți și în comunism. Adică nu vă interesează numai opera lui Marx, ci chiar aveți convingeri politice comuniste. Și le-am întrebat, păi cum explicați dumneavoastră atunci ce s-a întâmplat în Europa de Est? Cum faceți harmonie teoretică între ce s-a întâmplat în Europa de Est cu comunismul și speranța dumneavoastră că comunismul este încă un proiect de viitor al omenirii? La care el mi-a dat un răspuns foarte direct și simplu. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră, nu știu. Mi-a spus pur și simplu că aceste societăți nu au fost comuniste. Acum, vorbitorii dinaintea mea, toți au spus, parțial cu mare părere de bine, că comunismul s-a surpat și a dispărut din Europa de Est, inclusiv România. Dar acum gândiți-vă că există totuși oameni, la nivel foarte înalt, academic și intelectual, care pur și simplu ar respinge afirmația dumneavoastră sau credința majorității cetățenilor români și est-europeni că comunismul s-a surpat. Comunismul după ei nu există, n-a existat până acum, de aceea avem în continuare dreptul să sperăm în comunism. Care ar fi argumentul împotriva acestui argument? Gândiți-vă puțin. M-ar interesa ce credeți dumneavoastră la această teză. Eu m-am gândit, pe moment am fost prea frapat, nu am avut argument împotrivă. M-am gândit și obiecția care mi-a venit mie este pur și simplu că colegul meu și împreună cu el mulți alți marxiști convinși în vest fac o confuzie de bază. Și anume, ei fac o confuzie între condițiile descriptive
pentru realizarea unui proiect politic, deci descrie condițiile descriptive, o să vă dau un exemplu imediat, și evaluarea normativă a unui proiect, a unei idei politice. Să vă dau un simplu exemplu din alt domeniu, mai trivial. Gândiți-vă că cunoașteți un arhitect care vă anunță că el este în stare să clădească o clădire care este complet imună la orice fel de cutremur. Deci, niciun fel de cutremur nu poate să o dărâme. El construiește o clădire, vine un cutremur și clădirea se surpă. Deci cade jos. Dacă acum noi dorim să-l condamnăm pe el sau să ne cerem bani înapoi dacă am investit în clădire, el o să ne spună, păi asta n-a fost clădirea mea, pentru că eu am anunțat o clădire care nu o să se surpe la cutremur. Deci e foarte clar că e un sofism la mijloc. Condițiile descriptive a faptului că el a clădit clădirea au fost realizate. El este omul care a clădit această clădire. Evaluarea normativă a acestei clădiri, că nu se surpă la cutremure, a fost violată. Dar asta este altă problemă. Cred că așa se poate răspunde și acestor marxiști convinși. Ei fac această confuzie. Ei nu-și dau seama că, din punct de vedere pur descriptiv, comunismul a sosit. A fost și a și trecut, dar a fost clădit în Europa de Est și în alte părți ale lumii, pur și simplu pentru că avem condiții foarte clar definite de teoria marxist-leninistă. În principiu, sau în esență, bineînțeles, abolirea proprietății private, așa se spune, nu? Abolirea proprietății private, dictatura proletariatului, în care leninism continuă prin dictatura Partidului Unic, care este avangarda proletariatului. Deci aceste condiții se pot stabili foarte bine în toate aceste cazuri ale acestor state așa zis comuniste și de aceea putem să spunem că ele au fost state comuniste. Sau dacă vreți să fim puțin mai preciși din punct de vedere tehnic, ar trebui să spunem că ele au fost state socialiste în drum de dezvoltare spre state comuniste. Deci asta ar fi o posibilă replică la acești marxiști convinși, însă să nu vă faceți iluzii, ei există. Pe de altă parte, să nu vă faceți alte iluzii, să nu credeți că tot Occidentul este marxist, comunist, toți universitarii, toți filozofii sunt comuniști marxiști. Asta este, din păcate, o altă exagerare. Referitor la punctul dacă a existat sau nu un proces al comunismului, trebuie să stabilim exact ce înseamnă această frază. Eu aud foarte mult această frază în România sau în publicații românești. Nu știu exact la ce se poate referi. Un proces al criminalilor de război de la Nuremberg n-avea cum să existe în țările comuniste, pentru că am avut cu totul altă situație. Bineînțeles că ar fi trebuit să fie pus în tribunal infractorii comuniști, asta este altceva. Însă n-a fost vorba de o țară înfrânsă într-un război criminal, în așa fel încât ea, pe urmă, a fost ocupată de puterile care au învins și guvernul, fostul guvern întreg nazist în cazul acesta, sau cel puțin cei care au fost prinși, au fost, bineînțeles, puși la un militar, la un tribunal militar. Deci condiția asta nici nu se aplică în cazul României postcomuniste sau altelor țări postcomuniste. În plus, vreau să spun că totuși există, de când au aderat multe țări postcomuniste la Uniunea Europeană, există demersuri în cadrul Uniunii Europene către, spre comemorarea comunismului. Deci voi românii nu sunteți chiar așa de singuri și uitați cu suferințele voastre. Ca să vă dau un exemplu, în Vilnius, în 2009,
a fost adoptată de OSCE, de organizația OSCE, o rezoluție, așa numită rezoluție de reunificare a Europei divizate, reunificarea Europei divizate, printre care a fost și sugestia că 23 august să fie instalată ca o zi de comemorare a victimilor stalinismului și nazismului. Deci asta este la nivel foarte înalt politic european. Există asemenea demersuri, trebuie să avem puțină speranță și cu activitatea academică și politică lucrurile pot să meargă înainte. Acum, eu am o prezentare pe engleză, e foarte lungă, nu o să vă citesc pe engleză, cred că nu merită, o să improvizez cât se poate mult. Subiectul este, mă gândesc de foarte mult timp cum a fost cu putință nazismul. La fel mă gândesc și cum a fost cu putință comunismul, cum au fost cu putință aceste nu numai ideologii, ci instaurarea lor într-o realitate politică și represiunea și violența și crimele care s-au dedus din aceste ideologii. Și întâi o să vă dau decât câteva exemple ale represiunii comuniste, după care o să încerc să analizez cât de mult pot cauzele acestei represiuni. Ok, o să încep cu un om pe care îl chema Edward Canterian, ca și pe mine, dar nu sunt eu, ci a fost unchiul meu. El a murit, a dispărut din familia noastră la vârsta de 17 ani, aproape să facă 18 ani, într-o vară, în vara din 1950. Mi s-a povestit această poveste în ultimii ani, de-abia acum în ultimii ani, de tatăl și de mătușa mea care stau la München. Până acum a fost un fel de umbră sau pată neagră în istoria familiei mele și de-abia acum am început să înțeleg mai bine această tragedie personală, care devine și tragedia mea personală, bineînțeles. Deci, îl chema Edward Canterian, el a încercat să fugă în acea vară, să treacă granița de unul singur, deci ca încă un băiat tânăr, și nu s-a mai întors niciodată, n-am auzit niciodată de el. Bineînțeles, poate a trecut și a scăpat, poate trăiește undeva acest om acum, poate este un milionar și o să-mi trimită bani odată, dar asta este visul meu, care nu cred că o să se împlinească, pentru că cu câteva luni după ce el a dispărut, trebuia să-i vină ordonanța de la armată de constrângere sau cum, nu știu cum se spune, de recrutare. Și această ordonanță nu a venit niciodată, din care familia mea a dedus că el a fost împușcat, identificat și a dispărut fără niciun fel de mormânt. S-au făcut demersuri la diferite închisori în timpul comunismului, în chiar acel an, și nu s-a găsit nimica. Tatăl meu a făcut pormă, a căutat la CNSAS după ce a fost înființată instituția, nu s-a găsit. Până acum nu există niciun fel de urmă. Singura urmă acestui om sunt decât memoriile familiei mele și un mormânt gol pe care scrie Edward Canterian în cimitirul armean din București. Asta este totul. Asta este decât un simplu exemplu. Vă dau alt exemplu al represiunii comuniste din România. Un alt armean aleg aici. Eu nu sunt 100% armean, dar s-a întâmplat așa să descoper acest exemplu. Iarăși tatăl meu mi-a povestit de acest domn. Îl chema Manuk Canterian, care nu avea niciun fel de legătură cu familia mea. El era, el conducea un wagon-lit, deci el era conductor la un tren. Într-o zi, în timpul stalinismului, el a fost denunțat de servitorul lui pentru că avea în posesie o colecție de ceasuri.
Deci servitorul lui l-a denunțat, poliția l-a arestat, asta a fost, a dispărut. L-am găsit pe acest domn, Manuc Cantarian, în dicționarul lui Cicerone Ionizoiu. Următorul este ce este scris în acest dicționar. Cantarian Manuc, născut pe 27 decembrie 1892 în Asia Mică, deci în Turcia, arestat în 1951, a murit în detenție în unii din campurile de pe canal pe 26 decembrie 1952. Deci este foarte clar alt exemplu. În audiența asta eu nu trebuie să explic ce este canalul. Când am ținut prelegerea pe engleză în Suedia, a trebuit să explic. Deci pot să trec peste partea asta. Pot însă să notific o mică ironie a soartei acestui om nefericit. Deci el a plecat din Turcia înainte de 1915, deci a scăpat de genocidul armean comis de junii turci, ca să moară la canalul comunist românesc pentru posedarea unei colecții de ceasuri. Se pot da foarte multe alte exemple, bineînțeles. Experimentul Pitești, din nou, arhicunoscut pentru dumneavoastră, nu merită să mai menționez mult. Poate pot să menționez cazul lui Eugen Țurcanu, poate câțiva dintre dumneavoastră știți de el. El a fost un fost legionar, după câte înțeleg, care în urmă a devenit membru al Partidului Comunist, însă în Lapitești el a devenit din fost prizonier, a devenit el însă și un torționar, a scris un jurnal de 2000 de pagini, înțeleg, în care și-a notat tot felul de metode de tortură a celorlalți prizonieri și exact care erau consecințele acestor torturi. A fost foarte sistematic și metodic, cum se întâmplă în asemenea cazuri. El, de exemplu, se pare că a scris la un moment dat, asta am găsit la Cesereanu, în cartea lui Luxandra Cesereanu, următoarea predică. Una din metodele lui de tortură era mentală, psihică. Și fizica avea și asemenea metode, dar una era mentală. Mai mulți dintre prizonierii lui erau credincioși, creștini ortodoxi, și el atunci ținea anumite predici quasi-creștine, quasi-ortodoxe, de fapt anti-creștine. Și aici vă dau un scurt citat. Eu sunt Țurcanu, sunt primul și ultimul, eu sunt Biblia adevărată, am deja pe ce să scriu, și anume pe leșurile voastre. Dacă Hristos ar fi trecut prin mâinile astea, el nu ar mai fi ajuns la cruce și nu ar fi reînviat și nu ar fi existat o creștinătate, creștinism. Scuzați româna mea. Bineînțeles, se poate acum argumenta că acest Țurcanu a fost un nebun, pur și simplu. Însă, eu cred că teza asta este mult prea facilă ca să fie corectă și adevărată, pentru că chiar dacă el a fost un nebun, ce facem cu gardienii lui? Ce facem cu ofițerii securității care conduceau această închisoare și care conduceau zecile și, înțeleg, de la domnul Rusan, sutele de închisori comuniste din România? Și deci, cu alte cuvinte, ce facem cu tot acest sistem penitenciar în România, care avea un caracter sistematic și metodic? Deci nu putem explica un asemenea fenomen în fond social, la urma urmelor. Asta este o construcție socială. Nu putem explica pur și simplu prin referință la unii indivizi nebuni. Trebuie să dăm o altfel de explicație. Eu cred că una din cele mai bune explicații, nu știu dacă e singura posibilă, dar una din cele mai bune explicații este ideologia comunistă sau marxistă.
leninistă. Nu știu cât timp mai am să intru în... Nu prea mult? Cât mai am? Circa? 5 minute? 10 minute? 10 minute. Oh. Deci, ok. Dar să intru puțin... nu pot să mă compar. Nu doresc să mă compar. Dar să încerc puțin să intru aici. Bineînțeles că modelul, paradigma acestui sistem penitenciar, acestei culturi ale represiunii și violențe, provine din Uniunea Sovietică. Știm cu toții asta foarte bine. Provine din existența Gulagului. De fapt, provine din chiar primele luni în care s-a instaurat sistemul bolșevic în Rusia. Unul din primele decrete a lui Lenin, în primele lui luni când a ajuns la putere, a fost chiar instaurarea lui CECA, al serviciului secret de poliție politică, care pe urmă s-a transformat în NKVD și în KGB. Și imediat, aproape în primele luni, au început deja executările și opresiunea politică. Lucrurile astea sunt foarte bine documentate între timp. Avem o foarte importantă carte scrisă de o jurnalistă și istorică americană, Ann Applebaum. Nu știu dacă ați auzit, dar mi se pare că a fost chiar tradusă în românește la Humanitas. În plus, avem alte scrieri. De exemplu, eu am citit un studiu a unui istoric englez, Donald Rayfield, Stalin and his hangman, deci Stalin și cum se spune, hangman, călăi, mulțumesc, călăi. A fost și asta tradusă? Nu cred că a fost tradusă. În care el descrie anumite procedurile exacte ale acestor cechiști, cum ei mergeau prin diferite regiuni și prin diferite orașe rusești, aveau o anumită cotă de asasinate politice și pur și simplu îi asasinau pe acești oameni parțial într-un mod industrial. Asta a fost partea cea mai incredibilă în cartea lui Rayfield. Ei mergeau cu dube special făcute în care îi băgau pe prizonieri strânși la mână, la spate, îi băgau în dubă, duba era ermetic închisă și dădeau drumul la motor. Deci îi gazau, cu alte cuvinte. Ce au făcut naziștii? Primele gazări făcute de naziști nu au fost a evreilor, asta a venit mai târziu, au fost eutanaziarea handicapaților. Asta încă înainte de al doilea război mondial. Bine, multe alte exemple. Ce explică această energie violentă a comuniștilor? Pentru asta aș dori să... Nu vreau să fiu foarte original, ci recurg aici la marea carte a lui Leszek Kolakowski, deci marele istoric și filozofic al marxismului, în cartea lui Main Currents of Marxism. Aia a fost tradusă? Nu cred că a fost tradusă, e prea mare. A fost tradusă? Da, a fost asta decât... Ca anecdotă, decât în Franța, ultimul volum nu a fost tradus. Pentru că ultimul volum conține istoria Partidului Comunist Francez și editurii i-a fost frică că o să fie atacată și nu a fost tradusă. Deci voi în România aveți o versiune mai completă a cărții lui Kolakowski. Cum explică el fundamentele de bază ale marxismului? El dă trei motive principale, trei motive esențiale, trei componente esențiale ale teoriei marxiste. Și ele, toate trei, sunt într-un fel metafizice. Deci nu sunt pur și simplu politice, ci au de-a face cu o anumită viziune a realității în totalitate și a naturii umane în totalitate. Care sunt aceste trei motive? Este motivul romantic, este motivul prometean
și este motivul iluminist, al iluminismului. Motivul romantic poate fi foarte succint descris, este pur și simplu ideea că societatea modernă, actuală, este o societate imperfectă. De ce este imperfectă? Pentru că elementele acestei societăți, adică cu alte cuvinte oamenii, cetățenii ei, se află decât în relații externe unii cu ceilalți. Noi toți aici ne aflăm în relații externe unii cu ceilalți, decât dacă întâmplător facem parte de aceeași familie, atunci suntem în relații interne. Altfel suntem în relații externe și care este expresia acestei relații externe? Este banii. Deci banul este, exprimă faptul că noi nu avem cum să intrăm într-o anumită construcție socială organică. Deci noi nu trăim într-o societate de tip organic, ci într-o societate de tip mecanistă sau mecanicistă. Punctul al doilea pe care îl descrie Kolakowski este motivul prometean și acesta este pur și simplu ideea sau încrederea că omul este șeful destinului său istoric. Omul este șeful, este managerul, are control absolut asupra destinului său istoric. Nu omul ca individ, nu eu sau dumneavoastră, ci omul ca specie. Deci specia umană în totalitatea ei poate să are control complet asupra istoriei și se poate autosalva. Asta este foarte important. Și punctul 3 de bază al marxismului este acest motiv al iluminismului prin care se explică evoluția istoriei în termeni deterministi, de determinism și de necesitate. Cu alte cuvinte, istoria nu este o înșiruire de evenimente mai mult sau mai puțin contingente, avem cât de cât control asupra unor lucruri, ci este un proces adânc, care nu poate fi ușor înțeles, poate fi înțeles numai prin metoda dialectică materialistă, dar în fond este un proces care are o țintă foarte precisă în viitor și care poate fi foarte precis determinat printr-o teorie pur științifică. Așa, dacă luăm aceste trei motive, le punem împreună, atunci ce avem? Avem primul motiv, cel romantic, care este motivul unei neajunsului societății actuale, care este mecanicistă, plus ideea că ar putea să existe o societate mult mai bună, una organică, fără bani, fără mediere mecanică sau indirectă între noi, în care toți am trăit într-o armonie totală. Deci ăsta e primul motiv, cel romantic. Motivul al doilea, prometean, este că avem o încredere voluntaristă în puterile noastre de a crea, de a construi această societate. Și punctul al treilea, cel al iluminismului, este că putem într-adevăr crea această societate pentru că avem o teorie științifică, quasi-științifică sau chiar științifică, prin care putem analiza foarte exact mecanismele istoriei și le putem reaplica pentru viitor. Această combinație între o credință în fond utopică, pe de o parte, și o încredere științifică a validității acestei teorii utopice, bineînțeles că ne dă o mixtură excelentă pentru fanaticism și inginerie socială. Și cred că, în fond, asta este ce explică, cel puțin parțial, aparența acestei violențe incredibile în istoria comunismului. Și dacă ne uităm exact la toate statele comuniste, în fond, peste tot, nu există un stat comunist în care să nu fie existat, cu, bineînțeles, cu diferențe, din fericire pentru unele din ele, au existat asemenea valuri de represiune.
Acum, ca să termin, ca să nu credem că dacă suntem anticomuniști totul este bine, în fond, ce a încercat proiectul comunist și care a fost viziunea adâncă a lui Marx și a lui Engels? În fond, a fost ideea de a crea o societate în care să nu mai existe niciun fel de, am uitat cuvântul, constrângere, vă mulțumesc, în care să nu mai existe niciun fel de constrângere, coercion în engleză, niciun fel de constrângere, niciun fel de represiune, niciun fel de violență între noi, între noi oamenii. Și printr-un paradox incredibil și foarte profund și încă greu de înțeles, cred eu, tocmai această încercare de a aboli orice fel de constrângere și violență în societatea umană a condus la o societate în care constrângerea și violența au devenit absolute. Deci noi trebuie să ne gândim aici foarte bine, chiar și dacă suntem anticomuniști, ce înseamnă asta despre noi ca indivizi sociali. Vă mulțumesc!